Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin. Bună, Cătălina, bine m-am regăsit. Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii este într-o vizită oficială la Suceava. Pe lângă faptul că a venit cu această expoziție de aniversare a 25 de ani de parteneriat strategic între România și Statele Unite ale Americii, a avut și urmează să aibă în continuare vizite oficiale la instituții publice, instituții de învățământ, la, de exemplu, Comisariatul pentru Refugiați, care aparține de Națiunile Unite și e finanțat și de statul american și așa mai departe. Păi dacă tot a venit, măcar să meargă colo și colo și colo, să vadă, să ia pulsul, să vadă care este situația. Că una e când stai în București și mergi la protocoale și faci recepții la ambasadă și una e când discuți cu oameni. Și alta e când pe drum vii cu trenul. Da, interesant ar fi din partea. Eu am făcut dimineață un dialog telefonic cu profesorul de istorie Daniel Hrenciu. Și discutam, domnule, parteneria 25 de ani, dar pe partea economică nu se simte nimic aproape. Și asta spunea și domnul Hrenciu, că a fost de acord cu mine, că și l-a citat sau l-a amintit pe Mircea Geoană, care a spus că de acum și prosperitatea. Adică, dincolo de asta, cu strategie, cu armată, cu restul, trebuie și un pic de investiții. Ca să mai vorbim de aia cu vizele. Și dacă doamna ambasador tot a venit cu trenul, poate doamna ambasador vorbește cu partenerul strategic să vină o firmă să facă rețelele de cale ferată. Un exemplu. Adică să vină cineva acolo. Pentru că în state, ce am văzut eu în filme, că n-am fost niciodată în Statele Unite, acolo rețeaua de cale ferată este bine pusă la punct. Și dacă ei au făcut așa bun, că infrastructura în general e bine pusă la punct în state, să vină să facă cât e pentru Statele Unite ale Americii să facă, să pună rețeaua de la noi la punct. Că sunt trei linii de cale ferată. Pe banii lor zici? Una în jos, una în sus și una... Nu, e foarte extinsă rețeaua de cale ferate. Nu, dar zic astea, adică nu sunt câte 7.000 de linii, e câte o linie de la Suceava la București, pe alocuri câte două linii sunt și asta e tot. Nu știu, pe banii lor, cu un parteneriat, păi nu suntem parteneri strategici, adică cum, parteneri strategici, dar hai... În afară de militar și asta și de aia cu deveselul, adică să se simtă ceva, să vadă și lumea ceva. Că așa, noi suntem parteneri strategici, dar adică cum, ce, care e parteneriatul ăsta? Am întrebat-o, s-a ridicat discuția în interviul pe care l-am făcut cu doamna ambasador despre opțiunea ei de a veni cu trenul la Suceava. Așa. Și era tocmai pentru a atrage atenția că e nevoie de investiții. Bun, asta cu atras atenția. Bun, asta venea Vasile Roaită. Nu, venea Vasile Roaită și atragea atenția, atragea de sirenă. Iar în ceea ce privește dezvoltarea economică a acestei zone, nu doar a României, ci a acestei zone în mod deosebit, de la extrema estică a Uniunii Europene, infrastructura e principala cauză pentru care am rămas în urmă, spune și doamna ambasador. Bun, asta știu și eu, dar trebuia să spună doamna ambasador, puteți să mă întreb pe mine. Cunosc și ei, da, da, și dacă acest știu ce, nivel. Adică au început, de 2 ani a început războiul ăsta și tu ești județ de graniță, ce s-a întâmplat la infrastructura noastră? A spus noi? Și asta, s-au asfaltat drumurile către care? Frontiere. Care drumul către 85-ul. Că unde s-a până asfaltat? La intrarea în Suceava. A, ăla 20 de kilometri? 40 de kilometri? Până la... A, da. A. Deci în state fac ea, zicea cu Florin când am făcut. La el, știi că bate America în lung și în lat și a zis, mă, peste tot unde mă întorc, șantiere, că erau 7 drumuri, acum mai fac un inel, mai nu știu. Păi, mă, vorbim la mișto aici și au asfaltat 40 de kilometri de drum îngust, în care încap o căruță și un tractor, unul lângă altul. Hai, mă, să fim serioși. Bun, eu când vorbesc de infrastructură, fă, mă, ca în Statele Unite, unde ți-am zis, 7 drumuri mai fac al 8-lea, cu al 9-lea și cu al 10-lea, unul sus, unul jos. Păi așa e centura gura comorului. Vrei să redeschid subiectul acela? Nu, adică, așa, în 25 de ani, câte investiții americane sunt? Asta e întrebarea. Câte investiții americane sunt? Care e principalul partener economic al României? Cred că Germania. Dacă mai e, cândva era. Cred că Germania era.
Așa. Da, hai, dacă ești așa, hai, fă aici, dezvoltă aia și scoate vizele. Tot ca săracul te duce acolo. A, că merge prefectul Alexandru Moldovan, că îl cheamă de ziua Americii și își face poze cu doi militari, că merge Gheorghe Flutur, că merge Ion Lungu, că merge Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu și așa mai departe. Da, își fac ei poze, dar cum se cheamă expoziția asta? We the People. Așa, și ce înseamnă? Noi oamenii. Nu, înseamnă poporul, nu? Și poporul unde e în toată povestea asta? Lume multe, oameni puțini. Păi nu, dar unde e poporul? Adică ți-a zis primar, președinte Consiliul Județean, ministru, aia, dar poporul în discuția asta unde este? Adică... Nu putem nega, Sorin, și doamna ambasador a mai avut activități diplomatice în România și în țări din zona noastră. Și a și menționat în interviu faptul că e o evoluție uriașă pe care a suferit-o România. Dar nu n-a suferit-o, nu sună bine. De care a beneficiat România. Da, dar normal că este o evoluție, dar au trecut 25 de ani și de, normal că mergeai înainte, cum ai merge înapoi podul rupt, cum zice primarul Lungu, în spate podul rupt. Normal că s-au întâmplat niște lucruri, dar eu spuneam că se poate mai mult. Ai venit cu trenul, foarte frumos că ai venit cu trenul, vezi așa, dar vorbește și tu în state, zic că e un parteneriat strategic cu România, ei nu știu unde e România, să le explice, habar n-au, habar n-au. Știu vreo doi pe la Pentagon și vreo doi pe la CIA, în rest nu știe nimeni. Și la NATO. Și la NATO. Că avem secretar general adjunct și s-ar putea să avem... Deci asta ar fi cea mai mare, un semnal uriaș că instituțiile astea importante sunt în pragul colapsului. Adică nu poți să-l iei pe acest individ care n-a făcut absolut nimic, când i-am pe ăștia că e bine că e un român, că să meargă România. Nu, el n-a reprezentat niciodată România. El s-a reprezentat pe el. Totul a făcut în interes personal. Toți acești 10 ani a avut grijă de el și de nevasta. A avut grijă de averea lui, de excursiile lui, de drumețiile lui, de huzurul lui pe bani publici. Absolut totul a fost pentru el. De guvernul lui, tot. Și tocmai să vii să-l pui la NATO ar fi, e colapsul instituției astea. Bun. Singura parte bună ar fi că nu-i Marc Rutte, care a avut un comportament ticălos față de România. Olanda a avut un comportament absolut ticălos. Și asta ar fi singura chestie. Dar partenerul nostru strategic îl susține pe Marc Rutte. A, știu. Care încă nu și-a anunțat oficial candidatura. Nu, dar asta ar fi uriaș să-l pună pe acest individ în fruntea NATO. Vezi posibilă această variantă? Dar nu, dar nu vezi că totul e posibil. Dar dacă e Ghebreyesus sau cum îl cheamă la OMS din Egipt, ce? Îi lăsăm pe cei mari să se ocupe de treburile oamenilor. Da, și noi, da, și noi suntem da, la țară. Da. Deci aia mari, noastre pentru exact, energie. Aia mari cu alea mari și noi la țară aici cu săraci cum suntem. Cu cardurile de energie, ele sunt, și s-a mai spus lucrul ăsta, ele au fost prelungite, s-a prelungit termenul de valabilitate, dar nu mai poți plătești și nu ți le mai încarcă nimeni. Decât dacă ai debite acumulate până în decembrie. Da, dar nu ți le mai încarcă nimeni, că lumea a crezut, cu fentele făcute de guvern, că lumea a crezut că... Se prelungește proiectul în sine. Dar nu se mai prelungește nimic. Oricum, a fost o măsură bună, trebuie de spus, a fost într-adevăr o măsură bună. Știu oameni, adică oameni care sunt la pensie și au pensie mică și chiar s-au folosit de acești bani. A fost chiar o măsură bună. Dacă primarul ea s-a repetat, ar fi bine. Consideră că încă e cale ca ministrul să dea un ordin prin care dacă au mai rămas bani pe carduri, să poată plăti și debitele curente, nu doar datorii până în decembrie. Da, bun, asta unul la mână, dar ar fi bine, dar s-ar putea, depinde cum merg sondajele de opinie, să mai încarce cardurile. Înțelegi ce zic? Poate fi interpretat și în economia electorală. Da, zice, bă, ce naiba mai facem că vin ăștia peste noi? Hai mai pune 2 lei pe cardul. Nu, dar măsura chiar a fost bună. Iar la Vatra Dornei, o măsură de a împiedica pe șofer să se urce pe trotuare, să parcheze în dreptul trecerilor de pietoni și așa mai departe, inedită, dar nu nemai văzută, se pare că dă roade. Niște bolanți
ca niște bile din ciment. Bile din ciment, dar nu e inedit. Că în București, stând și gândindu-mă așa, parcă era pe la Elisabeta, pe Bulevardul Elisabeta, cred că mai era în spate pe străzile alea paralele cu Bulevardul Maghiero. Am mai văzut pe la Ateneu, cred că pe acolo, pe la Ateneu, pe Victorii, cred că erau. Cred că delimitează, dacă nu, cumva pista de bicicletă de șosea pe Victorii, ceva parcă de genul și ăsta. Eu că acum, dacă stau să mă gândesc. Deci pe zona centrală în București sunt multe bile din astea și înseamnă că ele și-au dovedit eficiența și cred că sunt eficiente, adică nu cred, sigur sunt eficiente, pentru că n-ai cum să te cocoți pe bilele alea cu mașina. Și să-ți trecori printre ele. Și mai ales în zonele astea cu treceri de pietoni, pentru că te uiți la trecerea de pieton, dacă vine unul și spune o dubiță în față, n-ai mai văzut nimic. Tu ca pieton, trebuie scoți capul ca la Stan și Bran, știi, pe copac. Săptămâna trecută a fost un tragic accident la ieșirea din Suceava, în zona Torino, din Burdujeni, cu o persoană care a traversat în apropierea trecerii de pietoni. Din păcate, persoana respectivă a fost accidentată mortal. Acolo se parchează în spic până în buza trecerii. Da, dar la toate trecerile de pietoni, astea în spic, spun, până în trecerea de pietoni. Ei, și poate că două, trei bile din astea la noi au făcut marcajul până la trecerea de pietoni. Și dacă a venit, s-a pus o mașină mai înaltă acolo, o dubiță, nu mai vezi absolut nimic, și trebuie să bagi nasul. Așa, și dacă trece unul cu țigara cu mâna pe geam și cu țigara, îți dă foc la nas. Înțeles, eu care voiam să închei așa cumva moral. Foc la nas. Poate că viața ar trebui să aibă prioritate, nu doar în sloganuri. Dar e bun sloganul ăla, că viața are prioritate. Deci la slogan se stă bine la noi. La alte chestii mai rău. Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin.